Da, mulțumesc. Adevărata centrare, poate cum am zis, centrarea aceasta.
plan cu adăugarul celorlalți și în ce măsură există o posibilitate de a integra un adăugăr opus și asta ar fi întrebarea. Scuzați-vă, a fost un da. Vă mulțumesc. Cum am și spus, problema asta este extrem de delicată și de riscantă, ca toate problemele adevărate. Întâi legat de adeziunea lui definitivă și fără echivoc la Ortodoxie. Obișnuia să spună, nimeni n-a părăsit vreodată Ortodoxia pentru că ar fi epuizat. În ea, dacă o asumi integral, poți găsi tot ce trebuie și poți găsi răspuns integral. Problema nu este să cauți altă soluție. Problema este cum trăiești unicitatea opțiunii tale. Pentru că el o spune, apăsat, nu înțelegi creștinismul dacă nu simți unicitatea. Întrebarea e, acum, ce subîntinde noțiunea de unicitate? Fiindcă el spune, 1. Dacă discuți unicitatea în termeni de superioritate, atunci există riscul să nu mai fi deschis, să nu mai fi smerit, să nu mai fi întrebător și căutător, ci să fii instalat. Părintele Stima avea oroare de ceea ce el numea sedentarism. Eu nu eram de acord cu el, pentru că în materie fizică, cel puțin, eu sunt un sedentar cu doctrină. Adică pot să vă demonstrez că e periculos să nu fii sedentar. Și repet mereu asta, prietenul meu Sever știe anecdota asta, că o repet adesea, când am aflat că cel care a inventat jogging-ul a murit la 62 de ani făcând jogging, a fost pentru mine o victorie personală. Prin urmare, Părintele Scrima detesta instalarea. Spunea că păcatul cel mai grav pe care îl poți avea în viața spirituală este să te comporți ca un om instalat, care nu mai are de parcurs niciun drum, care nu mai are de învățat nimic, care nu are decât de executat ceea ce numea o ortopraxie harnică, adică faci ce e de făcut, tehnic, ritual, și care te socotești, cu alte cuvinte, încheiat. Ești terminat. Gata. Ești mântuit. Ai făcut aia, ai făcut aia, știi adevărul. Asta e un fel de a înțelege unicitatea într-un mod care te limitează în loc să te facă disponibil, în loc să te deschidă. De asemenea, unicitatea nu înseamnă excluziune. Nu înseamnă că în numele unicității tale bifezi posibile unicități existente pe lume. Pe scurt, cu o expresie pe care a folosit-o odată, a fi deschis înseamnă a face loc celuilalt. Lasă-i loc. Lasă-l să fie. Câștigă din faptul că el e altfel. Și observă că poate nu e atât de altfel cum îți imaginezi. Dom'le, e cu tremur sau mă mișc eu? Ok. Ar fost interesant o chestie, un semn, un miracol. Revin puțin și la tema miracolului. Prin urmare, când un călugăr trapist, pe care îl chema Thomas Merton, Părintele Schimb al cunoscuse, devine foarte atent la ce se întâmplă în budismul zen. Scrie cărți despre zen mai bune decât alea scrise de budiști zen. Se împrietenește cu Suzuki. El rămâne călugăr trapist consecvent.
Numai că constată că același lucru pus sub lumini diferite se îmbogățește, nu e periculos. Mai spune însă, la un moment dat, Părintele Schima, numai când ești foarte bine centrat în credința ta, poți, fără riscuri, să citești din ce autor vrei. Dacă ești bine centrat în credința ta, poți dai un citat din Coran. Nu e periculos. Dimpotrivă, poate să te ajute. Deschiderea lui pentru lumea arabă, dar altfel era extraordinar, și ați văzut cum vorbea despre el, musulmanul, profesorul musulman de aici. Nu era vorba de o luptă, nu era vorba nici de superiorități, dar era vorba de unicități în dialog. Și mai spune ceva Părintele Schima, și aici e mai greu de analizat, dar trebuie să ne gândim. Face o diferență între ideea de centru și ideea de vârf. Una e centru și una e să fii centrat, să ai un punct de sprijin definitiv, care e centrul tău și din care privești în toate zările, și una e să te instalezi la vârf. Și unde te uiți de sus și spui, ăla e greșit, ăla e bate câmpii, ăla e nu știu ce. Eu vă mărturisesc că am eu însumi probleme, uneori, cu un anumit tip de stil apologetic, care, din punctul meu de vedere, nu are nimic de a face cu iubirea aproapelui. Ba mai mult, cu iubirea vrăjmașului. Eu am înțeles că trebuie să-ți iubești și vrăjmașul. Asta e marea chestie. Că în creștinism iubirea, de care vorbește toată lumea, nu e că te-ai îndrăgostit de Marilena sau că-l iubești pe fiul tău sau că-ți iubești un prieten. Nu. Partea tare din creștinism e că ești invitat să-ți iubești vrăjmașul. Ceea ce e de ne... Hai să fim serioși. E foarte greu. Numai unii politicieni reușesc. Ei bine, dacă e vorba să iubim vrăjmașul, cum sunt niște texte, îmi pare rău să o spun, chiar la mari părinți, nu știu, Tertulian sau... Dom'le, când vorbesc de eretici, sau de ceea ce ei numeau eretici, vorbesc ca de niște sub-oameni, niște animale care trebuie lichidate, niște târâturi, niște scârboșeni, limbajul, vocabularul. Bun, eu înțeleg în context că lupta era intensă, acerbă, și că nu încăpeau jumătăți de măsură. Dom'le, dar totuși, așa arată iubirea? Părintele Schima, într-un curs despre Gnoză și Evanghelia după Toma, care sper să apară în cursul acestui an, un curs privat, am făcut asta între 4 oameni sau 5, spunea că ereticii în general, și mai ales gnosticii, erau niște nedumeriți. Nu pricepuseră unele lucruri. Aveau întrebări candide. Nu înțelegeau cum e cu răul, nu înțelegeau cum e cu... Nu înțelegeau. Și trăiau cu neînțelegerea asta. Și din când în când luau câte una, un cap în gură, pentru că nu înțelegeau. Trebuie văzut dacă nu cumva erau niște nenorociți, niște pricăjiți cu întrebări, niște oameni autentici, niște candizi. Nu-i vorba... Dom'le, nu mai vorbim de iertare? Nu mai vorbim de iubirea vrăjmașului? Nu mai vorbim de nimic? Îi băgăm la oală pe toți? Mărturisesc că eu încă trăiesc cu această mică problemă. Nu știu să mă descurc. Eu văd și azi discursuri vehemente, când e vorba de catolici, când e vorba de... Nu mai vorbesc de alte religii. Dom'le, eu nu sunt New Age. Eu nu vreau să devin sincretic. Eu nu vreau să mă fac teozof. Da. Stați puțin, sunt și ei acolo niște ființe, niște creaturi. Și eu nu mă pot substitui lui Dumnezeu. Nu pot eu să stabilesc care e în ordine și care nu e în ordine. E mai complicat, e mai periculos, e mai sângeros decât pare la prima vedere. Vreau să revin o secundă la tema miracolului, care e o temă foarte actuală. Vă mărturisesc că eu sunt îngrijorat de faptul că e tolerată pe piața noastră duhovnicească, dacă mi se permite această formulare echivocă,
din ce în ce mai mult, o anumită atitudine miraculistă, aș spune. Nu e ziar, nu e zi în care să nu afli cum se va termina lumea, ce profeție a făcut cu Tărică, care e data, cum cardul înseamnă drac citit pe dos și cum, în general, se întâmplă fenomene. Dom'le, Iisus, dacă eu am înțeles bine mesajul Lui, e cineva care se ferește intens de a convinge prin miracole. Nu-i place chestia asta. Nu-i place să... Și o spune în mod limpede. Nu vreau să fericiți cei care n-au văzut și cred. Ideea să tot vii pe scenă cu figuri supranaturale mi se pare foarte riscantă pentru ceea ce înseamnă credință adevărată și mă aștept ca biserica noastră să reacționeze la un moment dat. Că altfel cădem în nivelul magic al credinței. Începem să ne uităm după fenomene. Nu cred că e un lucru bun și cred că trebuie regândită ideea în sens de miracol, care are firește rolul lui, dar care nu se poate reduce la un fel de fachirism de circ. Nu știu dacă... Am spus și eu cât am spus. Vă rog. Un microfon. Cine are microfon? Regăsit România. Inevitabil am să cad în anecdotică, fiindcă am avut discuții pe tema asta și experiențe. De pildă mi-aduc aminte că a auzit că părintele Băbuș, încă directorul Bibliotecii Patriarhiei, mai trăia atunci și a spus, vreau să-l văd, am fost prieteni, colegi și am fost cu el la Părintele Băbuș. Părintele Băbuș a sărit, l-a îmbrățișat, frate Andrei, nu se văzuse de cât? De 40 de ani. S-au îmbrățișat și Părintele Băbuș a spus, frate Andrei, ce bine că te-ai întors. Nu e așa că aici e cel mai frumos, nu e așa că București e cel mai frumos oraș. Eu care cunoșteam deja pe Părintele Scrima, am simțit că se îngroașă gluma, pentru că tipul ăsta de euforie locală îl irita. Și el avea franțuzisme, că trăise atâta timp la Paris și avea și un mic, avea un fel de... le exagera chiar când vrea să-și ia distanță.
Și i-a spus Părintele Roșu, când i-a zis București, nu așa că ce mai a spus, ecute, n-ai văzut Parisul? Un fel de apotolie, acest zel provincial, care pe el îl irita. El spunea că avem o problemă dacă nu ieșim din acest tip de sentiment, care în aparență are o noblețe, dar în realitate ne face sedentari, ne adoarme. Am făcut cu el o călătorie prin țară. Mi-a spus odată, trebuie să vă spun și asta, chiar dacă sper să nu fim pedepsiți, nici eu, nici noastră, dacă o spun. A spus, dragă, am cunoscut câțiva călugări acum de când m-am întors. E plin de călugări forestieri. Genul ăsta așa, cu minte, pravoslavnic, harnic, dar instalat, gata. Bine, ca să fac o paralelă, trebuie să spun că ideea asta de instalare m-a frapat în alt fel, pe mine și la alt nivel, când l-am întâlnit pe Părintele Teofil Părăianu. L-am întâlnit la sâmbătă odată și eu știam unele lucruri despre ce gândea el și știam de pildă că spunea sunt 5 lucruri pe care dacă le faci, ești mântuit. Și mi s-a părut foarte tare, că pare simplu. Ai o listă de 5 puncte, nu erau grele. Să-ți faci rugăciunea dimineața și seara, să ții posturile, să te duci la liturghie, să citești seara un capitol, două din... Foarte simplu. Și dacă faci asta, da. Zic, dumneavoastră sunteți mântuit? Da. Păi zic, da, părinte, sunt sfinți părinți care pe patul de moarte spun că nu sunt sigur că sunt mântuiți. Mari părinți ai bisericii, părinți ai deșertul. Treaba lor, a zis. Însă, avea amintiri extraordinare despre România și le regăsea cu o emoție extraordinară. L-a regăsit în lacrimi, spune, pe Părintele Sofian Boghin, care încă trăia când a venit. Am fost cu el la Părintele Cleopă. Și se cunoșteau de când fusese amândoi profesori la Neamț. Apropo, Părintele Cleopa nu era un om de cultură, dar să știți că știa pe din afară toată biblioteca Neamțului. O învățase, stând acolo. Asta înseamnă sfinți părinți, teologie, de toate felurile și așa mai departe. E bine, am ajuns acolo cu Părintele Cleopa, cu Părintele Stima, și cine l-a cunoscut, Părintele Cleopa, știe că el era deja programat, că atâta lume venea la el să îl pună să spună ceva, încât cum venea cineva, spunea ceva. Și avea un discurs. Întotdeauna foarte interesant, dar în prim moment nu l-a recunoscut-o Părintele Scrima, am intrat în chilia lui și a început să spună ceva, să dezvolte. Eu mă temeam că o să întâmple invers, că știam pe Părintele Scrima, genul care are texte, care are lucruri de spus. Zic, o să-l plictisească pe Părintele Cleopa, începând cine știe ce discurs iezuit. E bine, Părintele Scrima, când l-a lăsat să spună câte ceva și la a spus, Părinte, hai mai bine să ne rugăm. Părintele Cleopa s-a oprit imediat, au îngenunchiat amândoi și s-au rugat. Ăsta pentru mine e un moment de întâlnire extraordinar, în care amândoi au ieșit din ei înșiși. Și Părintele Cleopa din discurs, și Părintele Scrima din cultură. Amândoi, ca niște iepurași, s-au așezat în genunchi și într-o tăcere perfectă s-au rugat. Regăsea, deci, vorbea extraordinar despre Părintele Patriarh Justinian, spunea că a fost providențial pentru România, era într-o bună relație cu Părintele Patriarh Teoptist atunci, care, cum v-am spus, a venit și la mormântare,
nu-și propusese să ctitorească ceva. Dar a făcut-o tocmai de-aia. Eu zic, el a pus o sămânță în această mică comunitate care s-a născut în jurul lui, care va rodi. Și faptul că în seara asta eu sunt aici, invitat în mod neașteptat, prin bunăvoința părintelui profesor, la Facultatea de Teologie, să vorbesc despre Părintele Scrima, faptul că ați văzut un film despre dânsul, arată că e în plină activitate de ctitorie. Și eu îmi fac speranța că lucrurile astea vor rodi. Despre... am în față un text al lui Sandu Tudor despre... apropo de provincialismul de care vorbeam la început. Sandu Tudor, părintele Taniei, scria în 1935 rândul următoare. Le citesc pentru că am momente de exasperare când văd că după 80 de ani ele pot fi citite ca și cum ar fi fost scrise ieri. Părintele Daniel. În țara românească, naționalismul a ajuns cel mai rușinos cal de bătaie al patriotarzilor și demagogilor. Se reduce la mult zgomot din vârful limbii și la o defilare de societăți patriotice cu darabane și trâmbițe, cu drapele tricolore și medalii, spre mândria câtorva profitori. Se numește naționalism un fel de lătrat oratoric care caută să sperie pe pașnicul cetățean despre o primejdie a cotropirii străinilor, numai și numai pentru a-i fura buna credință și votul. Se numește naționalism ura și amenințarea demonstrativă și neîntreruptă față de vecinii neamici cu care trebuie să hrănim ușuratic sufletul tineretului. Se numesc naționalism toate născocirile de a comercializa sentimentul de patrie spre folosul material al câtorva excroci. Naționalismul acesta nu ne dă simțul puterii, nu ne face creatori, nu ne trezește conștiința misiunei noastre românești în lume. Naționalismul acesta e mediocru, întreținut de suflete mici și ariviste. Naționalismul acesta e miop și tâmp. Nu ne împrospătează sufletul și nădejdea în ziua de mâine. Naționalismul acesta e gol și fals și ucide adevărata dragoste de țară. Naționalismul azi la modă e o zădărnicie de moarte, o boală agonică a democrației demagogice, de care e vremea să ne scuturăm. 1935. România, eterna și fascinanta România. De ce se repetă?
continuate, ceea ce ați spus dumneavoastră prin deschidere. El vorbește și despre biserica instituției care trebuie să fie deschisă. Vorbește despre instituția patriarhatului și spune că patriarhatele sunt instituții ale comunii deschise către lume și timp. Un lucru acesta e foarte important pentru noi, cei care se apreacă spre disciplina asta pe care o numim atât de tehnic eclesiologie. Dar, găsând o parte toate de aceste aspecte tehnice, el a fost iubit și respectat foarte mult, așa cum am văzut și în acesta, de frații noștri sau de cei care trăiesc în Occident astăzi. Mai ales dominicanii, nu există dominicanii, au avut o apreciere enormă pentru el. De aceea el are primit de lui Mocar, de aceea îl cheamă să vedea la centrul lor de la Paris, de aceea și arhiepiscopul cu Viene numește omul care i-a schimbat viața și poate de aceea și părintele Tops care a înființat acea academie de studii religioase, internaționale de studii religioase la Bruxelles, îl pune pe un medicator. Numai că această plăcere a celor din afară ne face să ne gândim puțin să vedem la ceea ce se întâmplă cu el spre sfârșitul vieții și aș vrea să, poate să îmi clarific eu mie însumi, în multe aspecte. Prima rând, aș vrea să vă întreb dacă, din ce l-ați cunoscut, mi s-a părut un om sincer. Și mai mult decât atât, dacă a murit în păcatul lui însuși. Yves Congar spune despre el în cuvinte foarte frumoase că era un om superior, un om excepțional. Dar oamenii superiori și oamenii excepționali au și foarte multe frumite. De aceea, pentru un om, de exemplu, al bisericii, poate e frustrant. Și vă spun sincer, pentru că e frustrant, că în ultimii ani din viață nu am văzut foarte mult ca om al bisericii. Nu l-am simțit om al bisericii pentru că nu se manifesta public. Vorbesc de ați vorbit de asta. Poate n-a mai importat la asta aceasta. De ce n-a importat? De ce nu spunea cineva, nu s-a integrat, poate, din punct de vedere fundamentalist sau în loc care gândește și altfel, de ce nu s-a integrat într-o mănăstire în lumea asta? Asta e prima întrebare. Iar cea de-a doua la care ați răspuns parțial este cine sunt ucenicii? Pentru că, așa cum am spus, și știm foarte bine ce era capătul de mănăstire. Adică o școală de ucenici e fundamentală pentru transmiterea lui. Cine au fost și cine sunt ucenicii Părintele Stima asta? Părinte, faptul că ați sesizat repetiții și eventual v-au contrariat sau v-au plictisit, pe de-o parte mă bucură, dar mă întreb cum rezistați la ce auziți în general în lumea noastră teologică, pentru că mie mi se pare că aud mereu același lucru. Eu dacă mă uit 10 minute să mă scuzați la acum s-au mai schimbat lucrurile, insist, s-au mai schimbat lucrurile. Dar au fost ani când mă uitam la Trinitas și după un sfert de oră adormeam. Când vreau să dorm bine, deschideam puțin Trinitas. Pentru că vedeam aceleași portrete, indiferent de vârstă și de ani, niște oameni foarte pioși, cu voce ușor stinsă, cu o iradiere de cucernicie și de smerenie definitive, care citau din Evanghelie, cum se citea la învățământul politic din clasici, cu mici comentarii cu minți, și care ne învățau lucruri foarte neașteptate, cum ar fi să fim buni, să nu păcătuim, să ne iubim aproapele. Dacă noastră ați rezistat și rezistați la tipul ăsta de discurs, mai ales fiind dinăuntru Breslei, mă rog, îmi spun că totuși prima mai are și câte o tresărire oarecum. Bine, scopul unui discurs teologal nu e neapărat surpriza. Eu sunt de acord. Nu, ideea nu e să fim original tot timpul. Să rămâi cu gura căscată la fiecare predică. Dar nici să moței. Și aici e o problemă pe care dacă noi nu ne confruntăm cu ea, nu e numai o problemă de stil. Aș vrea să spun și profit de ocazie, spun că e și o problemă de limbă, nu de limbaj.
Suntem un grup de prieteni care încercăm să citim, să recitim și să comentăm împreună texte evanghelice. Lucrăm pe Biblia Sinodală. Să știți că eu vă mărturisesc cinstit că depinde în epistole, în epistola către Romani a lui Pavel. Dumnezeu, sunt pasaje pe care nu le înțeleg. Nu înțeleg ce vrea să spun. Și am voie să mă întreb ca un om care am nevoie de acest text și care îl frecventez cu curiozitate și cu adeziune. Am nevoie să mă tulbur când văd că sunt pasaje întregi de nu știu care este. Și cu puțina greacă pe care o știu, mă duc la textul original și văd lucruri neașteptate. Să traduce cu același cuvânt, în general inadecvat, un termen care în greacă apare în mai multe tipuri de cuvinte. Am multe de spus despre chestia asta. Când am făcut cartea despre parabole, am căutat să mă duc și la text, mai ales acolo unde n-aveam, la textul grec, unde n-aveam clarități. Am descoperit lucruri halucinante. Lucruri halucinante. Eu nu propun o reformă a textului. Pentru că nu poți să modifici un text care se spune la liturghie de sute de ani și să faci brusc ceva... Dar, pe de altă parte, sunt corecturi de făcut. Nu vorbesc de înfrumusețări sau de actualizări forțate, dar sunt lucruri, îmi permit să spun, false. Ori lucrul ăsta mă tulbură. Și, după părerea mea, ar trebui ca biserica noastră să facă, sau sinodul, un comitet de revizuire a textului Evangheliei care să ofere credinciosului de azi o versiune corectă și transmisibilă a textului. Nu? Lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci, asta cu el la repetiție. Aveți dreptate și eu, și mie, nici mie nu-mi plac repetiție, dacă vreau să mă îndepărtez puțin de repetiție, mai curând citesc ceva din Scrima decât altceva. Acum, cu partea a doua întrebării, venim la un lucru pe care l-am mai întâlnit. Doamna m-a întrebat de cum a găsit el România. Eu pot să vă spun cum l-a găsit România pe el. Am auzit spune-se spre el așa. Nu, eu cred că el de fapt a trecut la catolicism. Sau, ascultă ce spun, e francmason. Sau, de fapt e ateu. E un șmecher. Cam asta era comentariul. Sau i-a băgat în pușcărie pe aia de la Rugul Aprins. Cam asta a fost recepția lui în mediile profesionale, ca să zic așa. Dați-mi voie să vă spun că nu-i făcea plăcere. Să simtă că în jurul lui s-a țesut o rețea de suspiciuni, de intoleranță, de excluziune, care nu dădea nicio șansă să facă corp comun. Am fost odată cu el, apropo de vesminte și de regularități. Am făcut o școală de vară, în 97-98, nu mai știu, la Tescan, nu, în 96-95. Cu mai mulți studenți pe diverse teme. Și el a venit și el. Și într-o zi a spus, l-am întrebat dacă vrea să spună și el ceva într-o zi. Și a spus, aș vrea să vorbesc despre vecernie. Și a făcut o conferință despre vecernie, care mie mi s-a părut pasionantă. Dar după conferință mi-a spus, ceva nu e în regulă. Nu e normal să vorbesc despre vecernie. Am să mă duc mâine la părintele din sat să-l rog să mă lasă să fac și eu o vecerie, să slujesc. Și vă invit pe toți la vecerie. Eu m-am speriat puțin că eu credeam, având și eu, fiind și eu contaminat de imaginele aia. A zis, da, dacă el nu mai știe slujba. Dacă uită, că când o mai fi făcut el chestia? S-a întâmplat că printre studenți era și unul la teologie care știa tipicul puțin și a putut să-i dea răspunsul. Ei bine, a făcut o slujbă îmbrăcat în staie cuvenite, excepțional,
fără breș și perfect conform. L-am întrebat și eu odată, părinte, mă smintiți, sunteți un dandy, umblați îmbrăcat lumește, aveți un fel de agreabilă altfel mondenitate, avea și răsfățuri. Vă dau unul ca să vedeți până unde poate să meargă cochetăria cuiva. Eu am scris prefața la Rugul Aprins după ce am stat cu el de vorbă, eu nu știam viața lui. Și el mi-a dictat elementele vieții lui. Și mi-a dat ca an al nașterii 1930. Ori el era născut în 1925, dar asta am aflat după aia. Vrea să fie cu 5 ani mai tânăr. O să spuneți, nu-i posibil, un călug? Da, da. Mi-a spus odată să spun un lucru. Mor cu păcatele cu care te-ai născut. Singurul lucru pe care poți să-l adaugi sunt recunoașterea și credința. Dar ideea că ai scăpat de ele e o utopie. Mor cu ele. Valoarea constă în modul în care le asumi și le mărturisești. Altfel îți faci iluzii. Da, avea asemenea, mi-aduc aminte că mi-a povestit Anca Vasiliu, o discipolă a lui de la Paris, istoric al religiilor și istoric de artă. Ea mi-a spus odată perplexă. Dragă, l-am invitat să luăm masa de prânz la Paris împreună. Și l-am invitat la un restaurant, era vineri și el a cerut un steak. Și am spus, părinte, e bine, poate nu știți. Și el a spus, draga mea, mă bucur că nu ești stareță la mănăstirea unde sunt eu. Privitor la costum. Mi-a spus, de data asta ceva mai puțin pitoresc, dar ceva care merită reflectat. Mi-a spus, călugăria, deosebire de preoție, nu este o instituție în sensul profesional, nu e de meserie călugări. Nu e ceva cu uniformă. Nu e obligatoriu să te recunoască lumea. E în altă categorie decât sacerdociu de tip regulat. Nu trebuie neapărat să se vadă imediat că ești din zonă. La noi sunt, eu cunosc laici care vor să fie imediat luați drept călugări, care se poartă și vorbesc ca unii care deja au fotoliu de orchestră în rai, intră într-o casă, o binecuvântează. Cunosc asemenea, am cunoscut asemenea, de bună credință, dar care hotărâsele că sunt deja dincolo. Ori el spunea, natate, mergi pe stradă, socotești important să te prinzi care e doctor, care e contabil, care nu știu ce. Nu. În sensul ăsta, călugăria nu este ceva de afișat. Se poate discuta asta, putem sau nu să fim de acord. Dar trebuie să acceptăm că există și versiuni neconvenționale de a te angaja. Și că uneori în ele există, dacă nu e circ, există o autenticitate pe care nu e, n-ai dreptul să o pui foarte ușor la îndoială, din afară. L-am bombănit, am avut discuții în contradictoriu și îmi spunea mereu, e o reacție clasică. Așa trebuie să reacționezi. Foarte bine. Ai dreptate. Dar nu depășea constatarea asta. Și mă lăsa să trăiesc cu întrebarea mea și cu sminteala mea momentană, încercând să o depășesc. Da, nu era convențional. În privința asta, să avem exemplu. Și dintre călugării români. Zice că nici Cleopa nu era convențional. Spunea lucruri tare uneori și avea comportamente spectaculoase. Și părintele Papa Cioc putea să spună lucruri care să te tulbure. N-am fost la dânsul, l-am întrebat, părinte, știam că a stat în pușcărie mult în cauza aderenței lui la legionari.
cum erau de mai legiune. Cezare erau formidabili. Erau extraordinari. Aveau o singură chestie. Omorau oameni. Nu o să spuneți că e chiar un răspuns călugăresc. Dar sunt, uneori, ieșirea din tipic e cea trezitoare. E cea care te trezește, care îți repune întrebarea. Și nu-i plăceau naturile convenționale. Citam mereu un text din Sfinții Părinți, pe care îl citea și Părintele Cleopă. Eu când văd că un tânăr călugăr devine hiperriguros, îl apuc de straie și îl trag în jos și spun, stai că ești cu noi, bă, nu te duci așa repede în jos, stai puțin. Deci lucrurile trebuie tratate puțin mai liber, cu riscurile de rigoare. Există un risc al excesului de relaxare, după cum e și un risc al înțepenirii. Eu cred că el, nu știu dacă a murit în păcat, el a murit subit. A fost găsit pe jos, cu mâna spre telefon. A făcut un atac. Deci, eu nu știu ce era în sufletul lui. Eu am apucat bătrânețea Părintelui Benedict Ghiuș. Dacă mă întrebați pe mine, Părintele Ghiuș, în partea finală a vieții, era extrem de tensionat. Nu mai vorbea decât foarte puțin, dar eu simțeam în tăcerea lui, poate că era un transfer, nu știu, o criză, un patos, o pătimire, ca să fiu. Nu știm. Nu știm cum murim. Nu știm cât de împăcat ne găsește momentul ăsta. Și e greu să judecăm. Eu nu pot să spun. Mie mi se părea, Părintele Scrima, un om răsfățat, un om cu capricii, cu modernități. Dar după ce am văzut filmul dumneavoastră și după ce am văzut și m-am informat ce tip de carieră, de itinerare a avut el de-a lungul vieții în locuri extraordinare, mi-am spus că s-a comportat formidabil aici. N-a lăsat nicio clipă să se vadă că se așteaptă să îi se conserve chilia, să fie numit sfânt, să fie invitat la... A fost aici ani de zile, nu l-a invitat nimeni din teologie la un curs, la o expunere. Nimeni. Ce era? Să ducă el peste ei? Apropo de participarea lui, și cu asta vă las, vă iert, la Vatican II. Iată un fragment de Niv Congare, prietenul lui, din Jurnalul de Conciliu. 22 septembrie 1964. Părintele Scrima are o intervenție de foarte frumoasă calitate, caută presupozițiile gnoseologice implicite ale unei mariologii. Ele sunt de ordinul unei cunoașteri liturgice. Arată relația între Maria și Cristologie, pneumatologie, antropologie. Nisiotis, ăsta era un teolog grec care participa acolo, încă o dată își revarsă toate complexele, dovedind că nu e niciun chip un om al dialogului. În plus, e iritant, negativist, excesiv. Lângă mine, Părintele Scrima suferă ascultându-l. Suferă că era de aceeași ortodoxie cu el și se făcea de râs. Îmi îngăduie să dau o experiență personală. Am fost acum 2 ani la o mănăstire din Italia, care practică, o mănăstire dominicană, care practică la Boze, care practică ecumenism. Am fost invitat să mă duc acolo și ce pot să vă spun, erau foarte multe lume, de toate religiile, erau vreo 300 de aici. Și cei mai mulți erau greci, nu neapărat teologi sau preoți, dar foarte volubili, cu intervenții rapide, prompte și lungi, în greacă. Eu stăteam lângă un englez, Norman Russell, o să-i apară o carte în toamnă despre deificare, una în cele mai bune monografie, teza lui de doctorat cu Părintele Andrew Lau. Și stăteam lângă mine, mama lui e grecoaică, că l-am auzit vorbind grecește cu cineva și am zis, dar cum de vorbim? Deci mama mea e greu.
E bine, părintele, profesorul Rasu, Sfântul Îngemijnat, intra delegația rușilor și a ucrainienilor. Era uimitor ce portret omogen avea. Erau niște domni viguroși, ca să nu spun pântecoși până la Dumnezeu, rumeni, care intrau în grup, se așezau pe scaunul din față, nu spuneau nimic, la nicio dezbatere, la nimic, și mă plecau tot în grup, ca o procesiune de, nu știu să spun, de mari consumatori. Norman Russell, care era lângă mine, timid și nevrând să mă contravieze, mi-a spus, m-a întrebat la ureche, așa sunt toți ortodoxi? Dar m-a asigurat, firește, că nici vor. Trebuie evitate conformismele astea. Bun, vă mulțumesc. Vă rog. Domnul profesor, aș vrea să mă întreb ceva, dar înainte de toate două remarci. Am avut șansa să fiu prezuit o vreme câteva săptămâni, chiar în aceeași poziție în care loveam între Chioa. Vă asigur. Credeți-mă și pe mine, o poziție care pe ta nu. Citat din acatistele lui și evoca mereu anvergura lui, personalitatea lui extraordinară. Dar vorbea la fel despre Codin Mironescu, care a fost o figură formidabilă de asemenea și în cartea pe care ați publicat-o se vede, după ce a făcut pușcărie, după ce abia mai avea din ce trăi, continua să aibă o viață intelectuală și spirituală, fără breșe și fără parapon. Oamenii ăștia nu au revenit în viața de după închisoare acri. Au revenit în forță. Asta am văzut și la oameni care n-au făcut parte din Rugul Aprins. Alexandru Paleologu, Constantin Noica, Sergiu Algiorge. Oameni care, cum să spun, au luat lucrurile astea ca fiind o întâmplare aproape utilă.
au avut ceva de învățat, au avut ceva de trăit. Dar despre cei de la Rugul Aprins, despre Vasile Voiculescu, vorbea cu o iubire filială aproape. Nu am auzit niciun cuvânt rău de la el despre vreunul din ei. Și din corespondența pe care la care am avut acces, pe care a publicat-o Vlad Alexandrescu în Ortodoxia și chestia comunismului, mi-am dat seama că relația cu unii din ei a fost vie până la sfârșit, scrisorile cu părintele Benedict Iuș, chiar și cu patriarhul Justinian, care îl vedea când avea ocazia să iasă din țară, cât puteau circula atunci scrisorile, sunt dovada unei relații adânci, care a fost marea experiență a tinereții lui. Prin urmare, întrebarea noastră pleacă de la o eventuală suspiciune sau dubiu? Nu. 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 Eu n-am auzit, repet, nimic rău din gura lui în legătură cu acest. Cu o singură excepție, care nu era negativă, dar care a avut un fel de crispare la un moment dat, dar aș prefera să nu o invoc. Pentru că pot să înțeleg episodul, deși, mă rog, în momentul ăla nu era nimeni de judecat, după părerea mea. Nu putea fi judecat nici Nichifor Crainic după ce a stat 14 ani în pușcărie, nu putea fi judecat nimeni. Au fost oameni care au trecut prin infern. Și prin urmare, clasificările astea sublime post factum sunt o formă de nesimțire. De câte ori ridicați mâna spre aparat, mi se pare că vreți să puneți o întrebare. Bun, vă mulțumesc foarte mult!